ne-am întors din concedii, am văzut că Dumnezeu pune accent foarte mult pe modul în care trebuie ca să ne trăim noi viața. Și, și foarte mult se leagă în ultima vreme de ce facem noi cu viața noastră, cum ne trăim noi viața. Și mi-am făcut și eu o, o retrospectivă, așa, mi-am mi uh, analizat viața uh, de săptămâna trecută de când Dumnezeu ne-a vorbit bisericii. Uh, prin mesajele care le-au avut fratele Nelu, mesajele care au fost profetice. Și mi-am făcut așa o retrospectivă a vieții și m-am uitat la mine, la viața mea și m-am dus acasă. Am văzut că frigiderul mi-e plin, am văzut că dulapul mi-e plin cu haine, am văzut că în parcare am o mașină, am văzut că familia mea mi-e sănătoasă am văzut că am o soție care mă susține și am zis, Doamne, le cam am pe toate. Dar Do Duhul Domnului m-a cercetat și mi-a zis un lucru. Răzvan, știi de ce mai ai nevoie? Mai ai nevoie de pocăință. În vremea asta avem nevoie de pocăință, frați și surori. Dacă Dumnezeu nu ne-a cercetat și nu ne-a vorbit în vremea asta, nu știu cum ar trebui ca să facem. Așa de mult m-am bucurat când fratele Florin o deschis uh, timpul acesta uh, din această seară cu textul acesta. Eu nu am vorbit cu el despre ce vreau să vorbesc, dar o, o citit din unul împărați de la capitolul uh, 18. Și aici vorbește Ilie când stă în fața prorocilor lui Bal și a poporului. Că poporul mergea că după bali. Și el era singurul acolo. Și zice, în versetul 37. Ascultă-mă, Doamne! Ascultă-mă pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Amen. Slăvit să fie Domnul! Amen. Vedem că Dumnezeu, chiar și în vechime, trebuiau oamenii ca să se schimbe, să se transforme, să se pocăiască. Și despre asta vreau ca să vorbesc în această zi. Frații și surori, poate că v-ați plictisit de acest subiect, dar e un subiect pe care pe noi trebuie ca să ne, ne facă conștienți că e nevoie în viețile noastre în fiecare zi. Dacă Dumnezeu ne vorbește prin frați, dacă Dumnezeu ne vorbește prin glas profetic, că trebuie să ne pocăim, e un semnal de alarmă și trebuie să facem lucrul acesta. Am înțeles că suntem îndărătnici, frați și surori. Am înțeles că suntem foarte neascultători. Am înțeles că suntem un popor care poate de multe ori avem porniri din astea lumești. Și Dumnezeu în dragostea Lui vrea ca să ne vorbească în această zi și să ne spună, trebuie să ne pocăim. Amen. Am citit această cântare, eu nu știu cum ați cântat-o dumneavoastră. Paradis, țara mea de vis. Păi frați și surori, eu vreau ca să ajung acolo, îmi doresc din toată inima și mă lupt ca să fiu înaintea Lui Dumnezeu curat. Mă lupt ca familia mea să fie curată. Pentru că vreau să ajung acolo. Dar întrebarea mea este, păi dacă noi nu, le, nu, nu rezolvăm problemele aici, dacă nu ne pocăim aici, oare o să ajungem acolo? Nici de cum, frați și surori. Dumnezeu să ne cerceteze în această zi. Amin. Dumnezeu să ne facă conștienți că avem nevoie de pocăință. Haideți să ne ridicăm în picioare. Vreau să dau citire la două texte, din Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 30, și din Luca, capitolul 13, de la versetul 1 la versetul 5. Faptele Apostolilor, capitolul 17, un singur verset, versetul 30. Cuvântul Domnului ne spune în felul următor. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Am. Și Luca, capitolul 13, de la versetul 1 până la versetul 5. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileeni al căror sânge l amestecase Pilat cu jertfele lor. Domnul Iisus spune, credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni pentru, ce au făcut, pentru, ce au, pentru, că au pățit astfel? Eu vă spun, nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Sau acei 18 inși peste care a căzut turnul din Siluam și au omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun, nu, ci dacă nu vă pocăit, pocăiți, toți veți pieri la fel. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Vedem că Domnul Isus în textul acesta încă face această remarcă de două ori. Asta înseamnă că El pune lucrul acesta foarte important. Și dacă noi nu ne pocăim, frați și surori, și știți foarte parcă de multe ori vorbim despre pocăință, și noi suntem creștini, noi suntem copii al lui Dumnezeu născuți din nou, noi știm ce avem de făcut, dar trebuie ca să facem noi lucrurile. Dumnezeu ne vorbește în dragostea Lui, Dumnezeu ne, ne arată ce trebuie să facem, dar trebuie să ne facem și noi partea. Și zic ca Domnul să ne ajute. Vreau ca să vă vorbesc despre acest lucru, despre pocăință care înseamnă mustrare de conștiință, părere de rău pentru păcatele săvârșite. Mai avem noi mustrare de conștiință? Mai avem părere de rău pentru păcatele care le facem? Frați și surori, în fiecare zi ne luptăm ca să nu păcătuim. Dar cu toate acestea păcătuim, greșim. Cum zicea și cum a fost și lucrarea, trebuie în fiecare zi ca să venim înaintea Domnului și să ne cerem iertare. Trebuie ca să venim înaintea Domnului în fiecare zi și să ne facem o retrospectivă a vieții. Pentru că doar așa vom putea ca să ținem piept. Frații surori, Dumnezeu, dacă facem lucrul acesta, nu-l facem doar așa din obișnuință, noi îl facem pentru că Domnul Dumnezeul nostru este acolo și vrea să asculte ceea ce spunem noi. El își va face partea cu privire la noi. El își va face partea. Niciodată nu ne-o ne dezamăgit. Niciodată nu o împlinit o promisiune care a făcut-o El. Dar de câte ori am promis noi Lui anumite lucruri și nu le-am dus la îndeplinire. Dumnezeu să ne ierte și Dumnezeu să ne ajute. În Vechiul Testament există două cuvinte care sunt traduse în mod constant cu pocăință. Și aceste două cuvinte sunt în ebraică niham, care înseamnă ai părea rău, a se răzgândi, și al doilea cuvânt este sub, cu sensul de a se întoarce înapoi, a se reîntoarce. Și Dumnezeu uh, vorbește, ne vorbește în uh, în cuvântul Domnului despre acest termen, Niham, și dacă ne uităm în cuvântul Domnului la Exod, la capitolul 13, versetul 17, după ce faraon a lăsat poporul să plece, Dumnezeu nu l-a dus pe drumul care dă în țara filistenilor, cu toate că era mai aproape, căci a zis Dumnezeu: S-ar putea să-i pară rău poporului văzând războiul și să se întoarcă în Egipt. Aici este un text în care ne vorbește Dumnezeu despre pocăință. S-ar putea să-i pară rău poporului. În Iov, capitolul 42, versetul 6. Iov, capitolul 42, versetul 6. Când Iov... Poți să pui și versetul 5. Când, Iov când Dumnezeu îi vorbește lui Iov, și își realizează că Dumnezeu i-a vorbit. Zice, urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Acesta este cuvântul Niham. Domnul să ne ajute, frați și surori, să ne pocăim cu adevărat. În Noul Testament se folosește termenul de sub. A te întoarce înapoi, a te reîntoarce sau a te întoarce de la sau spre. Și vedem în cuvântul Domnului acel exemplu cu acel fiu risipitor care se întoarce la tatăl. Acolo, de fapt, este vorba de a se pocăi, se pocăiește omul acela. Dumnezeu își permite și vrea să vorbească omului despre pocăință, chiar dacă omului nu-i place. De multe ori firea aceasta se războiește cu, cu Duhul, și nu-i place niciodată firii când vorbești despre pocăință. Ni niciodată nu să-i placă firii despre pocăință. Mai trebuie să mă întorc, trebuie să mă schimb, trebuie să-mi fac o retrospectivă a vieții. Și în Isaia capitolul 1 ne vorbește așa de frumos despre lucrul acesta. de la versetul, În Isaia capitolul 1 versetul 16 ne vorbește despre îndemnul la pocăință. Și așa de frumos este textul acesta. E un text care ne vorbește foarte, foarte clar. Și vreau ca să-l citesc. Și zice, zice, în felul următor, spălați-vă deți și curățați-vă, luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut, încetați să mai faceți răul, asta înseamnă pocăință, învățați să faceți binele, căutați dreptatea, ocrotiți pe cel asuprit, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă, veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul, de vor fi păcatele voastre cum e cărmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna. De veți voi să ve și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării. Dar de nu veți voi și nu veți asculta de sabie, veți fi înghițiți, căci gura Domnului a vorbit. Vai cetatea aceea credincioasă cum a ajuns o curvă. Era plină de judecată, dreptate, locuia în ea și acum e plină de ucigași. Argintul tău s-a prefăcut în zgură și vinul tău cel ales a fost amestecat cu apă. Mai mari tăi sunt răzvrătiți și părtași cu hoții, toți iubesc mita și aleargă după plata orfanului și nu-i fac dreptate și pricina văduvei n-ajunge la, până la ei. De aceea iată ce zice Domnul Dumnezeul oștirilor puternicului Israel. Ah, voi cere socoteală potrivnicilor mei și mă voi răzbuna pe frăjmașii mei. Îmi voi întinde mâna împotriva ta, îți voi topi zgura cum to o topește leșia. Toate particelele de plumb le voi depărta din tine. Voi face iarăși pe judecătorii tăi ca odinioară și pe sfetnicii tăi ca la început, după aceea vei fi numită cetate neprihănită, cetate credincioasă. Sionul va fi mântuit prin judecată și cei ce se vor întoarce la Dumnezeu în el vor fi mântuiți prin dreptate. Dar pierirea va atinge pe toți cei răzvrătiți și păcătoși și cei ce părăsesc pe Domnul vor pieri. Vă va fi rușine de terebinții în care găseați plăcere și veți roși din pricina grădinilor în care vă te desfătați, căci veți Fii ca un terebit cu, frunte, cu, cu frunzele ofilite, ca o grădină care nu are apă. Omul tare va fi ca un câlț și lucrarea lui ca o scânteie. Amândoi vor arde împreună și nimeni nu-i va stinge. Amin. Frații și surori, vedem în acest text ce se întâmplă cu oamenii care nu se pocăiesc. Dumnezeu ne dă șansa și în această zi și este doar harul și îndurarea Lui. Că putem ca să mai trăim și am putut să venim în casa Domnului. Dar ce facem? Este alegerea mea și este alegerea ta. Te vei pocăi în această zi? Te vei schimba? Îți vei întoarce viața? Dumnezeu are de fiecare dată când vine și vorbește oamenilor, are niște cerințe. Dumnezeu când îți vorbește, niciodată nu vorbește fără ca să-ți aducă niște cerințe. Și Dumnezeu ne cere niște lucruri astăzi. Unul din lucrurile care l-am auzit, spălare și curățire. În versetul 16, spălați-vă deci și curățați-vă. În Matei, capitolul 23, versetul 25 până la 28, Cuvântul Domnului ne vorbește foarte clar. Matei, capitolul, Vai de voi cărturari și farisei fățărnici, pentru că voi curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar înăuntru sunt pline de răpire și de necumpătare. Fariseu orb, curăță întâi partea dinăuntru a paharului și a blidului, pentru ca și partea de afară să fie curată. Vai de voi cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele văruite care pe din afară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oase morților și de orice fel de necurățire. Tot așa și voi, pe din afară, vă arătați neprihăniți oamenilor, dar pe dinăuntru sunteți plini de fățărnicie și de fără de lege. În afară, frați și surori, ne putem vedea frumos cu toții, dar ce este în interior este ceea ce vede Domnul. Noi aici putem ca să venim și să ne dăm drepți în niște sfinți, dar ceea ce este în interior, și asta este cel mai important, că dacă interiorul este curat, exteriorul va vorbi de la sine. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amen. Dumnezeu ne cere în această zi spălare și curățire. Un al doilea lucru care ne cere Dumnezeu este să învățăm să facem voia Lui. În 1 Tesalonicen, capitolul 4, de la versetul 1, cuvântul Domnului ne spune în felul următor încolo, fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum, vă, cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu și așa și faceți. Vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului Isus să sporiți tot mai mult în privința aceasta. Știți, în adevăr, ce învățături v-am dat prin Domnul Isus. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie, fiecare din voi să știe să stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Nimeni să nu fie cu vicleșuc și cu nedreptate în treburi față de fratele său, pentru că Domnul pedepsește tot, toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit. Frații și surori, ne cere Dumnezeu în această zi să cunoaștem voia Lui. Și care este voia Lui? Voia Lui este sfințirea vieților noastre. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute. Un al treilea lucru, să vină acum la judecată, adică să-și mărturisească starea. Și și aici parcă de multe ori e greu. Așa de greu e ca să vii și să-ți mărturisești starea. Poate că ai, ai o stare atât de gravă și atât de murdară și atât de grea în viața ta și trăiești în fiecare zi fără niciun pic de pace, fără niciun pic de fericire și vii aici și de fapt ești un, mă scuzați de expresie, un mormânt văruit numai așa. Te vezi de, te vezi de așa de dea, de, pe, dea, pe din afară și înăuntru, frați și surori, este important ca să ne mărturisim starea. Avem aici frați, avem aici frați care pot ca să primească mărturisire. Nu stați în această zi nepăsători, mărturisiți-vă starea. Nu se știe, ziua de mâine nu este a noastră. Dacă va veni uh, Domnul la noapte și noi nu ne-am mărturisit starea, dacă noi avem păcate în interior care încă nu le-am mărturisit și nu putem să scăpăm de ele... Nu putem să scăpăm de ele doar așa. Trebuie să le mărturisim. Și mă rog ca Dumnezeu să vă cerceteze în această zi. Amen. Un al patrulea rând, un al patrulea lucru este ascultarea. Și în versetul 19, cuvântul Domnului din Isaia ne spune De veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade. Frați și surori, ce ne trebuie mai mult nouă? Avem ce să mâncăm, avem ce să, cu ce să ne îmbrăcăm. Am auzit că ne, parcă de multe ori ne, ne, căutăm mai mult ca să facem pentru lucrurile acestea pieritoare. Și Domnul Iisus ne vorbește așa de frumos acolo, Matei, capitolul 6, că lucrurile acestea Dumnezeu știe că avem trebuință de ele. Haideți ca să lăsăm lucrurile acestea și să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, să căutăm împărăția cerurilor. Că aceste lucruri se vor da, ni se vor da pe deasupra. Dar trebuie ca să ne ocupăm de sufletul nostru. Și în această zi, Dumnezeu să ne ajute să fim ascultători. E un lucru greu. E un lucru greu ca să fii ascultător. Că de multe ori vine cuvântul Domnului și taie. Și poate taie adânc. Dar știți ce? Domnul Dumnezeu ne spune că El mustră pe cine iubește. Și dacă ne mustră Dumnezeu, slăvit să fie Domnul că ne iubește și vrea, ne vrea cu gelozie pentru El. Frații și surori, noi nu suntem copii, noi suntem oameni maturi. Cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. Știm ce trebuie să facem, dar trebuie ca să ne pocăim. Amin. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. Consecințele nepocăinței. Sunt și niște consecințe, dacă nu ne pocăim. Vom avea pedepse aici pe pământ. De la versetul 20 la versetul 25. Cuvântul Domnului ne spune în felul următor. Dar de nu veți voi și nu veți asculta, de sabie veți fi înghițiți. Căci gura Domnului a vorbit. Vai, cetatea aceea credincioasă, cum a ajuns o curvă, era plină de judecată, dreptatea locuia în ea și acum e plină de ucigași. Argiltul tău s-a prefucut în zgură și vinul tău cel ales a fost amestecat cu apă. Mai mari tăi sunt răzvrătiți și părtași cu hoții toți, iubesc mita și aleargă după plata orfan, plată. Orfanului nu-i fac dreptate și pricina văduvei n ajunge până la ei. De aceea, iată că ce zice Domnul Dumnezeul oștirilor puternicului Israel. Ah, voi cere socoteală potrivnicilor mei și mă voi răzbuna pe vrășmașii mei. Vedem că se împlinesc lucrurile astea în bisericile noastre. Vedem că oamenii poate caută mai mult lucrurile materiale, caută mai mult folosul lor, caută mai mult poziția lor, caută mai mult exteriorul și uită de interior. Domnul să ne ajute, pentru că dacă nu, ne vom pocăi. Vom avea pedepse și Dumnezeu este adevărat, trebuie ca să ne pedepsească, pentru că dacă ne iubește, trebuie cumva ca să ne întoarcă către El. Mai este încă un lucru, pedeapsa veșnică, iadul de care am vorbit. Dacă chiar nu ne pocăim, frați și surori, și venirea Domnului va fi la noapte, și vă rog să vă puneți întrebarea aceasta, dacă vine Domnul la noapte și nu v-ați pocăit, nu v-ați cercetat, ce se întâmplă cu sufletul vostru? E ca și cum te duce la lucru timp de o lună și la sfârșitul lunii când te uiți pe cont și îți faci un cont, au austrug la bancă, un, un desfășurător la bancă, acolo scrie un zero. Degeaba. Îi degeaba, frați și surori. Eu trag un semnal de alarmă în această zi. Este nevoie în această zi ca să ne pocăim. Dacă vrem ca să avem biruință, trebuie ca să ne pocăim. Răsplata pocăinței. Pentru că există și o răsplată, slăviți să fie Domnul. Nu-i degeaba. Nu-i nimica degeaba. Dacă suferim aici și greu. Și ne pocăim, Că este adevărat, trebuie să ne pocăim. Avem și o răsplată. Și una din, răspla, din răsplăți e neprihănirea. Versetul 26. Voi face iarăși pe judecătorii tăi ca odinioară și pe sfetnicii tăi ca la început. După aceea vei fi numită cetate neprihănită, cetate credincioasă. Oameni neprihăniți, frați și surori. De fapt, ăsta e scopul nostru, să fim o lumină pentru cei din jurul nostru. Când mai auzim câteodată și rămânem parcă uimiți. Oameni mari care au căzut și au ponegrit biserica. Pentru că dacă noi păcătuim înaintea lui Dumnezeu și păcătuim înainte, și oamenii din această lume văd și după aceea ne arată cu degetul, uite, uite, ăștia pocăiți? frați și surori, Dumnezeu să ne ajute. Trebuie ca să fim neprihăniți. Un al doilea lucru, mântuirea. Și asta e cel mai important, mântuirea sufletelor noastre. În Isaia, capitolul 45, de la versetul 22, Cuvântul Domnului spune în felul următor: Întoarceți-vă la mine și veți fi mântuiți, toți cei ce sunteți la marginile Pământului, căci eu sunt Dumnezeul și nu altul. 23. Pe mine însumi mă jur, adevărul iese din gura mea și Cuvântul meu nu va fi luat înapoi. Orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va jura pe mine numai în Domnul mi se va zice locuiește de dreptatea și puterea. La El vor veni și vor fi înfruntați toți cei ce erau, toți cei ce erau mâniați împotriva Lui, slăvit să fie Domnul. Frații și surori, primi mântuirea. De fapt, ăsta e și scopul, să fim mântuiți. Este atât de important să avem o viață trăită în pocăință, în credință, dar o, o pocăință reală, că pocăință din asta de doi bani putem să o trăim dar la urmă e egal cu zero. Haideți ca să ne facem o retrospectivă a vieții, să ne pocăim, să ne schimbăm, să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Este greu. Trebuie să lăsăm lucruri. Trebuie poate să lăsăm lucruri care le-am construit pe baza a multor ani. Poate am făcut anumite lucruri și care ne țin legați, dar de fapt trebuie ca să ne lăsăm de ele și să ne pocăim. Dumnezeu să ne ajute în această zi, frați și surori. Domnul să ne dea putere și să ne întărească. Încheiere și vreau să închei cu o concluzie și o întrebare. Accepți tu în această zi pocăința? Domnul să ne ajute și Domnul să ne dea izbândă în toate. Domnul să ne ajute să ne putem pocăi cu adevărat, frate și Pentru că vrem ca să moștenim cerul. De fapt, lucrurile acestea de pe pământul acesta vor trece. Că ai mașină scumpă, că ai casă mare, că ai, știu eu, toate lucrurile acestea, astea vor trece. Dar ceea ce este mai important, îi să avem viața veșnică. Aceasta nu va trece niciodată. Și depinde de fiecare unde ne vom petrece. Dar este de alegerea fiecăruia. Și Domnul să ne ajute să alegem bine, amin.